exemplu ce se întâmplă la gură. Să vede, am văzut și cum, în restul. La ce ziceți voi, a fost ușor, nu? Da, chiar a fost ușor. A, tot subiectul de ce discutați voi, așa. Da, perspectiva narrativă. A, deci nu pot să. Cum a fost prima probă la BAC? Destul de ușoară. A fost ok. Aș fi preferat să pice altceva, dar a fost ok, per total. A fost un examen în condiții speciale. Spune-mi dacă te-au încurcat toate aceste reguli, dacă ți-au dat mai multe emoții. Nu, pentru mine nu a fost deloc încurcată treaba. A fost mult mai mult spațiu, am putut să respir, să mă concentrez, nu a fost foarte aglomerat. A fost per total ok. Cât timp ți-au luat să lucrezi toate subiectele și dacă a fost vreunul pe care nu l-ai atins? Undeva la 2 ore și puțin am atins toate subiectele. Cred eu și corect. Sper să fie ok până la capăt. Notă? La ce notă te aștepți? Nu știu, nu prea mă autoevaluez în general ca să nu mă demoralizez sau așa. Mă aștept să văd, nu mi-aș acorda o notă momentan. Cum a fost prima probă la BAC? E destul de bine. Ți-a picat ce ți-ai dorit? Au fost subiectele ușoare? Subiectul 1 și 2 au fost destul de ușoare, dar subiectul 3 se putea mai bine. Ce a fost? În ce a constat subiectul 3? Scrisoarea pierdută. O comedie. Am descurcat, am scris ceva. Te așteptai la subiecte mai ușoare? Nu, chiar nu. Okay,